în grija Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române a fost prioritară educația. Sunt cunoscute problemele legate de educație. Pentru acest motiv s-a depus un proiect. În sala Nestor Vornicescu a Episcopiei Severinului și Strehaiei a avut loc evenimentul de promovare și publicitate al proiectului Alege Școala pentru regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest. În cadrul Episcopiei Severinului și Strehaiei s-au înființat mai multe centre catehetice pentru tineret, dar și două pentru copii cu risc de abandon școlar. Avem grupe de 25 de copii pe risc de abandon și 17 copii care fac parte din programul național a doua șansă. De asemenea, sunt și câțiva preșcolari, un număr de 8 preșcolari în două centre, Strehaia și Obârșia de Câmp. Și o particularitate a acestui proiect este că pe lângă acești copii au fost prinși pentru proiect și părinții lor. Proiectul încearcă, prin consiliere pedagogică, prin consiliere duhovnicească, având în vedere că în acest proiect lucrează și preoți duhovnici, dar și profesori specialiști în domeniul educației, psihopedagogi, care încearcă să îi lămurească pe copii să nu părăsească școala, iar pe cei care au părăsit deja școala să revină. De asemenea, ajutăm și material. Le cumpărăm rechizite, manuale, uniforme școlare, ghiozdane. Aceste activități alternative au menirea de a-i forma pe copii pentru a deveni membrii responsabili ai societății. Temele de educație morală, alături de informațiile primite la școală în cadrul orelor de curs, contribuie la dezvoltarea laturii spiritual-morale a fiecărei persoane. La evenimentul de azi au participat coordonatori, părinți și elevi din cele 4 centre pentru tineret din Mehedinți. Este foarte important pentru că ne ajută să ne descoperim pe noi înșine, participăm la activități foarte frumoase, cunoaștem noi prieteni și ne ocupăm timpul cu ceva care merită. Pe parcursul acestui proiect am descoperit multe lucruri interesante și practic ne descoperim pe noi înșine. Furnizarea de servicii de consiliere și orientare pentru acești tineri este asigurată de preoți și profesori de religie din unitățile școlare după programe bine întocmite. Noi avem un grup țintă de 25 de elevi cu care lucrăm de multe ori săptămânal. În cadrul acestor activități, copiii conștientizează importanța școlii în educația lor. Activitățile noastre îi apropie de Dumnezeu și totodată le descoperă valorile ce ar putea să le urmeze în viață. Preoții susțin că Biserica Ortodoxă Română merită să fie implicată în activități sociale pentru că are o dezvoltată infrastructură în țară, întrucât în fiecare sat există o biserică și un preot. Avem cea mai bogată resursă umană din acest punct de vedere, pentru că aproape în fiecare sat există un preot. Preot care are interesul să-și ajute propria comunitate. Ori, în măsura în care abandonul școlar este în creștere la nivel țării noastre și la nivelul Uniunii Europene, fiecare preot este interesat să ajute țara aceasta pentru a stopa acest fenomen negativ. Proiectul Alege Școala în regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest se desfășoară pe parcursul a 18 luni și este cofinanțat din fonduri europene. Proiectul se desfășoară de mai bine de 4 ani la nivel național, iar până acum au fost implicați peste 35.000 de elevi.